Sper că nu v-am speriat cu intro-ul ăsta. Ok, hai să ne continuăm povestea. Nu mai știu însă unde am rămas. Parcă eram pe o clădire. Ah, da, fix aici am rămas. Super. Bun, Joe, hai să ne continuăm planurile. Am jefuit în magazinul ăla de bijuterii, am luat ceva de acolo. Și ce că trebuie să scăpăm de poliție. Stai, să scot și eu pistolul. Ok, cred că nu stau bine aici. Pac! Nu l-am omorât pe ăsta. Ah, de unde trage? Sunt mai mulți, asta e faza. Ok, cred că ce mai bine e să stăm aici. Haide, bă, ieși și tu de aici. Uite cum stă, vedeți? N-am cum să-l iau. Bolnavi, frate, bă. Și știți când o să iasă? Exact când mă pun eu acolo. Hai, că data viitoare îl nimerim capul. Fii să încea dar reload la armă. Nu, n-am poziția bună. Și trebuie să mă și acomodez. E foarte dimineață, de-aia nu fac nici webcam. Mă rog, facecam. Mamă, și nu-i nimerez deloc capul, doar numai în piept și în toate. A murit? A murit, boss. Unde s-a dus? Unde s-a dus ăsta? Ah, ok, acolo, bun. E foarte dimineață și de-abia m-am trezit și am intrat în jocul ăsta. Nu sunt acomodat cu el. Și, nu știu, mi se pare că mouse-ul nu e bun așa, adică orice gamer spune asta când nu nimerește. Ok, mai e ăsta. Nu l-am omorât, din păcate. Bun, gata. Follow Joe to fire escape. Ok. Măi, nu știu, să spuneți dacă mă aud bine. Am făcut eu niște modificări. Da, bine, modificările astea atunci când fac facecam nu mai le pot păstra. Let's go. Să mă așez și mai bine pe scaun. Mă rog, nu știu, e foarte ușor să filmez fără facecam. M-aș filma chiar mai mult decât de obicei, pentru că a mine durează foarte mult să-mi fac părul. Și până mi-aranjez luminile, e o teroare. Deci până la urmă i-au prins pe ea. Noi am reușit să scăpăm. Opa, stai că distracția cred că acum începe. Ne să vedem ce a luat el acolo, boss. Ah, nu ne arată și nouă. Ok. Ah, și azi el pleacă. Și rămân eu. Minunat. Sunt urmărit gen... Opa, stai că nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici. Gen, dacă îmi văd ăștia fața... mamă, câți bani. Pe aici n-am pun să iau. Dar faza e că dacă ăștia îmi văd fața, e nașpa. Că o să înceapă să tragă în mine. Hai să furăm repede orice mașină vedem pe stradă. Pe asta. Vai de capul de mașină. Măcar... Uite, vedeți? Deja... nu. What the fuck? Ba da, uite. Haide, mașină, pornește! O să mă moare ăștia, cum deja fost ăsta. Oh, God. Am deja 4 stele de poliție. După ce chiar am deja urmărit, am înfurat pe mașină. Fix în fața polițaiului. Ia uite, băi! N-am cum, eu să mă, dar oricum s-a salvat acolo. Erau 3 mașini de poliție și încă sunt alive. Wow! E minunat, dar nu pentru mult timp. Drifturi pe zăpadă. Ce ai făcut, mă, că mașina asta e vai de capul ei. Măcar dacă vreau o mașină mai bună. God damn it, o să mor în 3 secunde. Te-am spatele meu. E clar. Ok, aici aplicăm altă strategie. Bine că s-a salvat, ați văzut capul acolo saving. Ok, bun. Repede, repede, repede. Mașina pe aici parcată. Uite în parcarea asta, hai să le luăm pe astea. Veni și unii care e una mai rapidă. Uite asta, din fața noastră pare a fi una rapidă. E polițistul ăla pe stradă. Uite, vedeți? Deja m-a văzut. Cum? Deja? Ok, hai. Repede stânga, repede stânga. Până pornește jaful. Ok, hai că avem mai mult noroc de data asta. Am zis că avem noroc, dar aici sunt fix în fața noastră. Și ne văd fățău și...
Oricum, dacă avem viteză ceva mai mare, n-au timp să ne analizeze fața. Bun. Momentan suntem safe. Hai că ne descurcăm. Episodul ăsta o să fie un pic mai lung pentru că am chef să mă joc Mafia 2. Am super mult chef. Nu știu, cred că o să fie de o oră. Cația sufletul tău. No! No! N-am ce să fac. E super nașpa. A, bă, dați-vă de aici. Dați-vă! Bă, mă mir de că nu tragă mine, gen. Adică chiar au fost pașnici. Asta că le fac eu acum o manevră și o să-mi piardă urma. De data asta nu o să mai dăm fail, băieți. E greu, pentru că acum avem wanted și pe față. Și și-ar fi indicat să ne schimbăm hainele. Ia stai să văd eu unde e cel mai apropiat de la de schimb. Ok, aici o să merg. Stai, că n-am pus waypoint. Ba nu, ăsta e cel mai apropiat. Aici. Haide, haide, haide. Nu, god. Și ăsta în față. Trebuie să-mi schimb hainele, pentru că așa nu o să mă mai recunoască. Da, întâi trebuie să scap de poliție. Hai prin parc, hai prin parc, hai prin parc, hai prin parc. Nu m-au văzut, spune că nu, spune că nu. N-am cum să fac pe aici. Trebuie să mă văd un pic în cer cu ei. Cred că mergem la altă asta, văd că e ăsta în față, ia stai. Uite, fix aici mergem. Repede că vine ăla. Frânele iarna nu țin. Haide, te rog. Sper că mergem să-mi cumpăr haine când sunt urmări de poliție. Spune-mi că da. Cum ne-ai vrea cumpărăm haine când n-am mai făcut asta de câțiva ani? Orice, orice, nu contează. Ok, hai. Bun. Mașina asta e urmărită. Hai să luăm pe asta. Spune-mi că merge, spune-mi că nu e nicio poliție în față. Ok, nice. Era în spate. Ok, băieți, acum suntem safe. Nu o să mai fim omorâți sau prinși dacă nu omorâm noi pe cineva pe stradă din greșeală. Am activat limitatorul ca să fiu totuși în siguranță, să nu încalc limita legală. Vai, deci am avut mare noroc, mi-am schimbat hainele la timp. Hai, acum chiar mă simt un cetățean. A zis că a dispărut și chestia aia în dreapta cu Wanted. Na, e destul de frumos jocul, e foarte realist și asta îmi place. Așteptăm cu nerăbdare Mafia 3. Apare acum pe 7 octombrie, eu deja l-am precomandat. Puteți să faceți și voi asta, eu l-am luat de pe G2A, dar mă rog, gen, mi l-am pus pe Steam, mi-a dat un cod, super tare. Și l-am descărcat, adică eu l-am descărcat în computer, dar e criptat în așa fel încât să nu-l poți juca până când nu fac eu un fel de update la jocul respectiv. Nu știu cum aș putea să văd, m-am uitat așa prin fișierele jocului, dar n-ai ce să-ți dai seama. Am văzut doar că Vito e mai bătrân din, adică caracterul pe care îl controlăm acum e mai bătrân decât în Mafia 2, adică evident că au trecut niște ani acolo. Vedeți cum claxonează mașina asta? Doamne, zici că freci un balon. Știi? Balon de la umflat așa la maxim și... Ok, am ajuns acasă. Uf, uite mașina asta, cred că e rapidă. De fapt nu, că parcă am încercat să mă joc cu ea în episodul anterior și știu că n-a fost conform așteptărilor mele. Nu vreau să bag mașina asta în garaj și nu-mi place. O să mă duc direct în casă. Dacă ar afla mama ce am făcut, adică mama caracterului, nu mama mea reală. Bambino. Hai. Sper că nu vă deranjează că n-am web, numai că era mai jos, era la 3. Țineți minte că sunt la etajul 3, vă rog. Eventual mai reamintiți-mi în comentarii câteodată.
Ok, hai să mă culc și eu. E ciudat că atunci când vreau să intru în camera mea, trebuie să intru prin baie, mă rog, camera mea, bucătărie. Hai, se salvează capitolul 5, chapter 5. Ok. Februarie, 20 februarie 1945. Mhm, deci aproape se duce iarna. Ia uite pe asta. Too bad you were passed out when I came in. We could have partied. Maybe next time, doll. Bye. Și ăsta e acum îngândurat așa un pic. Bun. Cred că trebuie să ne luăm haine și să plecăm, evident. Dar vreau celelalte haine, nu? Pot? Ok, astea. Bun. Ba, arătăm așa, zici că suntem mafiot adevărat. Asta înseamnă să fii mafiot, hă? Să ai hainele astea. Palton. Pălărie. Stil, clasă. Ce vrei mai mult atât? Băi, nu știu, m-aș duce să-mi repar Link 98-ul. Ia, hai să luăm noi din garaj. Opa! Cred că... Ăsta a lovit-o pe... Aia lui Joe, ok. Cred că o să-l batem. Iubita lui Joe are nevoie de mine. Ia, hai, bossule! Ia zi, care e planul de bătaie? Oh, uitați-vă cât de bine arătăm pe lângă ăsta. Păi tu pe aia. Bă, ce periculos suntem noi. Îi dă un cap în gură, cred. Aba nu. La tenti pe jos. O să încerc ca ăsta să nu-mi dea nici măcar un pumn. Și el ține garda. Și acum noi, ha, ha. O să, nici nu o să mă atingă ăsta. Am învățat să mă lupt. Ah, mamă, ce era să mă lovească el. Acum dacă iau garda, îmi dă una. Ha. Și bim. Și încă un picior. Bam! I-a sărit borșul. ok, măcar l-am lăsat în viață. Thanks, handsome. I owe you one. Do you want to come over to my place for a little bit? Ia, uite-mă. Yeah, thanks, but look, I really got to get going. Cred că o să iau mașina lui. E la fel ca aia mea, numai că... I gotta get going now. I'll see you around. Mhm. Ne dai și niște bănuți. Bun, o să-mi iau mașina mea totuși și o să merg să o repar, apoi mă duc la treaba mea. E super stricată mașina asta, mă mir cum de mai merge. Ok, unde e ăla de reparat? Uite aici. Ok. Hai să mergem și noi să ne reparăm mașina. Uite și voi în ce stare e. Și apoi o să... ne ducem la treabă. Băi, dar e sabur din ea, nu glumă. Sau fum, nu știu, cred că totuși știință, cred. Dar știi ce mi-e ciudat? Nu mi s-a regenerat viața. Trebuie să mănânc ceva. Cred să n-am nevoie de ea, adică de viață. Atât de mult. Ați văzut miliția acolo? Ok, adică nu era destul de stricată, a? Am mai stricat-o și acum. Deci pe bune, și direcția nu mai merge așa bine. E foarte real jocul. Aici e, bam. Cucoană! Mamă, cum e, frate! Cred că nimeni n-a putut să strice mai rău mașina asta decât mine. Evident că îi dăm repair the car. și hai să uităm să ce mai putem face. Of rims, ok. Mă simt cam... ca și când aș fi în GTA și iau niște roz de la Lowrider. Ok. Nu vreau să schimb asta, vreau culoarea, într-adevăr. Browse colors. Nu știu, aș face o vișinie. Așa. Accept.
Ia uite mă ce-i dă. Vedeți cum îi dă cu vopsitor, băca că nu pot să văd. A, sau poate, puteam să văd. Ok, îți mulțumesc. Hai, dăm leave. Thanks a lot. Ok, o mașină foarte tare, Link 98. Anul în care m-am născut și numele meu de YouTube. Super, nu? Aoleu, am claxonat și am intrat din nou aici. Eu v-am să-i claxonez pe aia că te deam cu spatele dacă ați văzut. Doamne. Scuze, leave. Oh, doamne. Ok, acum o să dau peste ei dacă nu mai claxonez că mă bag aici. A, mă, nu vreau să vă lovesc totuși. Ia uite. Doamne, doamne, doamne. Ok, hai să mergem la treabă. Îmi place mașina, nu știu dacă îmi place și vouă. Oricum, era 20 februarie, semn că iarna ar trebui... Haide, boss. I-am călcat pe valiză. Ar trebui să dispară așa ușor, adică deja pe la sfârșitul februarie nu prea mai e zăpadă, cel puțin în România, nu știu cum e în New York. O să trec pe roșu fix în fața poliției. Cred că dacă vă în realitate nu era tocmai ok. Uop. Gata, și unde vrea să mă duc. Ok, bun. Hai să vedem cum parcăm. Parcăm și noi frumos. Ok, adică nu vreau să o lovesc. Gata. Parcat-o bine. Bun. Ia să vedem ce ne dă ăsta acum de lucru. Nu ești aici, e sus atunci. Hey, fellas. Aud, și bine mănâncă băieții mei. Look, this is Vito. Good to meet you, Mr. Green. This is Vito. I need to be so formal. Call me Luca. What can I get? Poate mă afiez la o masă, oare ce poate fi mai suspect de atât, hă? Hai să fim și noi atenți la plan. Place mult bă așa caracterul. De noroc. Not too many guys got the stomach for this line of work. So now, I'm wondering if yous are ready to take the next step. Yeah, sure, what next step? I'm talking about taking somebody out. Just because someone points his finger at him and tells you to do it. I was in the war, Mr. Guarino. All I did was kill people I was told to kill. People the president pointed his finger at. Cum râde, frate. Doamne, ce am râs de râsul lui. But you're, you're talking about the crowds, right? You know, the bad guys. That's not what I mean. Understand? Mm-hmm. Yeah, I understand. Ok, dacă a înțeles ăsta, înseamnă că știe pe ce pune mâna. Guys who can follow orders without asking questions. You handle this next job like you handled the last one, and there's a good chance you'll be accepted into the family. After you pay the initiation fee, of course. And how much is that? $5,000 apiece. That's a fucking fortune. Hey, nobody said it was cheap, huh? Nu vorbi atunci când mănânci, regula de aur. The benefits far outweigh the cost. I'll leave it up to you two to decide. Henry's gonna fill yous in on the rest. I'll see yous guys later. There you are. Hey, your boss. You take care of that thing we talked about yet? Yeah, yeah, it's all under control. That's what you said the last time. Don't disappoint me again. Frumos, elegant cât de cât. So Henry, what kind of job we talking about here? I gotta take a guy out. It's my contract, but thanks. I need some help. That's where you two come in. Who's the lucky guy? Some fat fuck from across the river. The guy's been warned, but he thinks he's untouchable. And is he? Well, somebody tried to take him out once before. And? Let's just say they slightly underestimated him. How much is slightly? Fatally.
That's a fancy way of saying they're dead, right? Hey, they fucked up. We won't. I rented an apartment. Okay, deci asta să fie o misiune cam complicată. Fat fuck shows up and then boom. We blast his ass. How are we gonna do that? With an MG-42. Where are we getting an MG-42 from? Wow. Harry. Yeah. He's a vet, like you. He's got a private little gun shop over in Kingston. We can get you anything from a pea shooter to a bazooka. And you don't need no fucking gun license, neither. Okay, Joe and me will go to the apartment. You go pick up the machine gun at Harry's shop in Kingston. It's all paid for. Just tell him I sent you. After that, meet us at the apartment. It's in Sand Island, the building across from the distillery. Apartment 233. Okay, apartment 233. Got it. I'll meet you fellas there in a bit. All right, see you later. Good luck, pal. Bun. Am și uitat pe unde era ieșirea, cât de lung a fost cutscene-ul ăsta. Deci pe bune. Sper să nu-mi fi înghețat mașina afară. Nu-mi place să merg cu ea înghețat. Hai că n-a înghețat. Arată chiar decent. Băi, eu claxonez și tot. Ia uite-și pe ăsta. Dacă era un pic mai înțelept, mă înțeleg, doamne, mai inteligent, puteam să o iau pe aici direct. Vai. Oare o pot tăia pe aici? Luat-o pe scurtătură sau nu? Eu zic că da. Ce claxon avea ăla. Mașina asta nu derapează așa de mult. Are cauciucuri de iarnă? Eu zic că nu are, dar e destul de ok mașina. E foarte rapidă. Cred că e de cele mai rapide mașini din joc. Dar nu ăla de vară. Din câte știu eu, vara o să apară noi mașini în oraș. Și mult mai rapide. Mă strecor și eu așa printre două mașinuțe de-astea. O să încerc să nu lovesc mașina mea. Pentru că totuși e a mea și vreau să o am cât mai intactă, nu? N-am mai mers pe aici de foarte mult timp. Prin pasajul ăsta. Ok, acum ieșim la zăpadă. Ceea ce nu-mi place pentru că iar o să derapeze mașina ca naiba. Și s-a băgat ăsta, evident, pe bandă. Și acum trebuie să stau după el sau să-l ocolesc așa ușor. Mamă. Aș fi avut nevoie aici de un motor mai puternic. Opa. Noroc că, nu știu, are aderența mai bună. Altfel intram direct în mașina aia. Bun, ce repede am ajuns. În partea opusă a orașului. Nice. Na, că am atins-o. Se vede? Bă, stai că nu pot să văd din unghiul ăsta. Bă, nu se observă așa mult. Ok, bun. E perfect aici. S-a dat jos pe partea aia, că nu i-am mai dat eu loc. Pe unde naiba intru? Cred că pe aici. Da. Trebuie să-mi cumpăr arma aia, care a zis-o tipul ăla. Henry Tomasino sent me to pick up the stuff he ordered. Okay, come in. Pa aici? Ok, pa aici. Bă, unde era ăsta ascuns? Hello? Hello? O, să zici că e pirat, ești nebun, uite ce ochi are. I-a stăpat așa. Yeah, well, here it is. MG-42, made in Germany. Hitler's buzzsaw, we call it. Okay. It's a beauty. 25 pounds. 7.92 caliber. 1,200 rounds per minute. Fastest in the world. 250 round belt. 3/4 mile effective range and extremely reliable. I don't know what the hell you're hunting, but unless it's in a fucking. Cum n-ai băut să țin eu asta la mine? Sayonara, baby. Hey. You need me to show you how to use it? No. Și e ciudat. Contrastul între realitate și joc, până la urmă.
El îi dă arma asta și o să vezi că nu știu cum face, dar o ascunde, adică nu știu cum o poate ascunde, pentru că ta mai e arma și o scoate așa din buzunar, știi? Ați văzut și voi cum e în GTA, ții dita mai arma și... No shit, you were a paratrooper? That was kind of hairy, I heard. Yeah, well, it wasn't no picnic, I tell you. I got hit, so they sent me home. Yeah, any medals? Yeah, Purple Heart and a DSC. Whoa, wait, you got a cross? Let me tell you, they don't give those babies out for nothing. I was in Normandy, we hit Utah Beach. Yeah, that wasn't no picnic neither, but... Okay. I was crawling over the fence on the way back. I poked my eye out on a fucking tree branch. Well, hey, it was good enough for a discharge. Look, guy, I really gotta get going. All right. Hey, by the way, I'm Harry. Hey, Vito. Hey, good to meet you. Gata, avut cunoștință. If you ever need some hardware, you know where to find me. Wow, nu. Vai, se aude ceva super nașpa. Thanks. Nice to meet you, Harry. The gun's in the crate, and there's a couple thousand rounds in the van out in the yard. Take it. It's all paid for. Bye, Vito. Ok, sper să nu se mi-audă până acum, a dat cineva cu bor mașina. Am lăsat mașinuța acolo, tristuț, și acum ducem arma. Mă, și mi-era, am crezut că gen, mă duc și o bagă în buzunar. Asta îmi place, frate. Mafia 2 chiar are tendințe de a fi cât mai real. Îmi cer scuze că ați auzit bor mașina acolo, așa. Nu aveam ce să fac, acum vedeți și voi cât de greu mi este să filmez sau să mai fac live. Poate mulți dintre voi v-ați întrebat de ce nu mai fac stream, dar nu pot, în perioada asta toți vecinii renovează. Da. Ok, trebuie să ducem arma asta și sper să o ducem bine. Lol. Da, păi nu, că faza e că, din cum mi-aduc aminte, o să avem niște, o să întâmpinăm niște dificultăți la un moment dat, mașina asta o să se strice. Uite mașina asta, mi se pare că e cea mai rapidă din joc. Asta. Aia, cred că e. Na, m-a prins poliția. Dă înainte. Hai că scăpăm, că avem doar o stea, sper. Bă, dar în linie dreaptă e greu să scap de poliție. Uitați-vă că e aproape de noi. Ok, ne băgăm așa pe contrasens. Nu, de ce te pui în fața mea, ești dobitoc? Ați văzut cum a schimbat banda? Mână-mână cu garda, știu eu. Aha, am păcălit-o că fac treapta. Sper. Na, n-am păcălit-o. O să scăpăm acum că am ajuns în oraș. Ce direcție proastă, chiar am dat stânga, dar nu se ducea efectiv. Da, am... Trec cu doar limita de viteză, nu pot să-ți dau niște bani și să mă lași în pace? Adică gen amendă? Doamne, iar se aude bor mașina. Știu că te-ai să fac dreptă pe acolo, dar încerc să scade poliția și apoi. O să mă pun pe mine pentru că iar se aude bor mașina.
Ok, acum doar bate cu ciocanul. 2 ore mai târziu. Joe doarme. Ce amuzant e pentru ăștia, cred. Where are you from, Henry? Sicily. Și trebuie să așteptăm și să tragem în aia care vin din apartamentul ăsta. Sper să nu vă deranjeze foarte tare ciocanul. My father was a man of honor. Things got pretty bad for us after Mussolini came into power. My old man figured I'd either get drafted or locked up. So he sent me to America and got me a job working for Clementi. So what happened to you? Păi, ăia sunt, cred. He said he was too old to make the trip. Mussolini, died in jail. Îl știu pe tip. Won't even turn his body over for a proper burial. That's rough. So how's your English so good? They're coming. Those black cars. Vito, aim for the fat bastard. We gotta nail him before he gets in the building. Get ready. All right, I'm on it. Păi dacă acum începe. Hai să vedem. Bine că s-a salvat. Asta e mitralieră curată, un boss. Dau unii ca-n tarabană. Care mai ești, mă, șmecheră? A, tu? Bine, gata. Cred că e gata, boss. Cred că mi-am făcut meseria. Aha. Amu, vă descurcați sau? Nu știu de ce, dar eu simt că ar trebuia să mai stau acolo. Dar bine, nu eu am dat leave, ci jocul m-a scos. Tu are care măsură. Hai mă, dă-i aici, cătărâlu. Unde e? Dacă scop pistolul. A, cred că trage cineva în ei de sus. Cred că s-au dus Joe. I-am auzit vocea, dar nu știu unde e. A, uite-l, după mașină. Uite, uite, acolo. Ok, dar nu poate să tragă ăla de sus, naiba, tot eu cu pistolul trebuie să iau. Revolver am aici, nu? Ultima are revolver. Revolver. Unde, mu? Bă, cum se ascunde? Bă, zici că mă duc de arațele și vânătorii. De nu mă duc eu la tine. Ia, ia, ce faci, vere? Și tu tragi? Nu acum. Ok, trebuie să-mi dau reload. Aș lua pistoalele ăstora, cred că sunt mai bune. Ok, tot pe mine mă puneți, ha? Porky? Mamă, super tare misiunea asta. Unde naiba e ăla? Hai să mai avansăm, zic. Ăla e cu noi? Ah, da, ăla e Henry. No time, Vito. N-a murit, mă? Budul naiba, am tras în el ca naiba. A, ăsta n-are nimic, abietule, ți era muncitor. Du-te, mă, de aici. Mamă, frate, ăștia au dat foc la... Și mai e unul aici, pe scările astea. Avea pușcă nebunuși, nu? Păi vreau eu, ia două încoace. Ia uite-l pe... Nu puteam să trag în el de acolo. Dar, bă, mi-a luat ăla pușca? Mi-a luat ăla pușca! Și nu mi-am nici gloanțe. Stai așa, mă.
Nu, faza e că eu nu mai am. Ah, asta e ok. Asta e Joe, lol. Ok, hai să-mi, deci avem la asta niște gloanțe. Bun. Ăla avea armă și mi-a luat-o Joe. Nu simți tu. Ok, și mai unul aici. Nice. Ia, yeah. Ce-ai făcut, mă, că ăla era cu noi? Adică nu era cu noi, dar era muncitor, strac. Unde sunt ăștia, mă? Haide, mă. Bun. Așa, bun, mare căpățână. Da, dar stai că vreau arma. Ok, gata. Ah, am dat câte în loc să dau shift. Ok, hai să scoatem. Tot eu, mă, să pornesc elevatorul sau cineva. Dar ce e aici? Că trebuie să fie ceva aici ce trebuie să iau. Nici nu-mi scrie. Cum ajung în partea aia? Pe aici? Ok. Și care e faza? Ce trebuie să fac aici? Bă, nu înțeleg ce vor. Aici e ceva, dar nu înțeleg ce. Să nu... Bă, deci, pe bune, nu înțeleg ce vor ăștia aici. Că n-am citit ce scria. Faza e că... S-o-l ia naiba. Cum pornesc elevatorul sau ce naiba o fi ăsta? Ok. Nu mă prinde faza. Pe bune, că nu-mi dau seama. Trag tot ce apuc. Ok, deci aici trebuie să fie ceva, ok? Ce poate fi aici? Cutia asta, ce e cu ea? Că nu mă prind, nu-mi dau seama de niciodată în penie. Nu, cred că cu ăstea trebuie să am ceva de o lucru. Nici nu vrea să sară peste asta, trebuie să o colez dacă vreau să fac ceva. Sau cred că e ceva jos, mă, ia să merge jos. Că gen, ăla arată punctul, dar poate fi ceva jos. Gen, poate fi ceva aici. Sau nu. Opa, nu, că acolo mor, evident. Ce mă enervează, frate. Tu ești un? A, ești umorul, nu merge să-l omor lor. Nu te cum pierde vremea pe aici. Ok, poate fi ceva mai sus atunci. Hai să vedem. Mai sus, tot mai sus. Prea am cum să ajung mai sus din locul ăla. Mai sus de atât nu există. Deci chiar nu înțeleg. Liftul ăla trebuie porni cumva, dar nu știu cum. Probabil o să facem asta în episodul viitor. O să mă înflace, mă chinui aici să văd ce trebuie făcut. Și l-am zis să-l las în pace. Băi, voi îmi dați un indiciu? Na, te omor, nu merge. Nu, sunteți proști. Pă bune, că nu-mi dă nimeni niciun indiciu, nu-mi spune nimic, fă ceva, ce? Ok, băi, nu știu, să văd nevisul viitor. Chiar m-am super enervat de faza asta la sfârșit, că nu-mi dau seama ce trebuie făcut. N-am fost atent la ce ziceau ăia, ce drept, pentru că, na, atunci când vorbești, nu e așa de ușor să fii concentrat în mai multe lucruri. Eu vă mulțumesc de vizionare, nu știu câți v-ați uitat până aici, puteți scrieți în comentarii cine s-a uitat până la minutul 40. Eu am văzut link și ne revedem curând, pa, pa!